Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Interviu cu Flora Oldean. În platou emisiunii noastre, iată un oaspete pe care nu l-am mai avut cam de multișor. Îi spun bun venit domnului inginer Constantin Ghica, consilier al Partidului Național Liberal la Roman și un cunoscut om de afaceri. Bună ziua și bine ați revenit la Roman 24. V-am regăsit. Domnule consilier, discutăm astăzi în această emisiune despre un eveniment trist în viața națiunii noastre, aceea a morții reginei Ana de Bourbon. Ultimei regine românilor. Dumnezeu să o odihnească în pace. Ce putem spune mai mult decât amândoi a fost un simbol al României, al românilor de pretutindeni. Le mulțumim pentru eforturile depuse ca România să intre în NATO, România să intre în Uniunea Europeană, lobbyile făcute prin cancelarele mari din Europa. Este un moment trist. A venit așa în plină vară, când toată lumea e retrasă, știu eu, pentru câteva zile de concedii. Dumnezeu să o odihnească în pace. Regina mamă, însă, a avut un rol strălucit în perioada interbelică, în care liberalismul era în floare și după exilul acesta de 50 de ani, a suportat totuși cu stoicism și foarte multă demnitate presiunile la care au fost supuși de comuniști și modestia în care acești oameni de viță nobilă cu sânge albastru au trăit în străinătate. Au trăit în străinătate ca aproape oameni simple. Deci, regele Mihai s-a căsătorit la aproape 6 luni după, așa zis, abdicare, forțare, să părăsească țara, nu intervenim aici cu ce amenințări erau. A fost alături de rege, a crescut cele 5 fete, au plecat și simple, să nu uităm, în timpul celui de-al doilea război mondial, regina Ana s-a înrolat ca voluntar în armata franceză, a luptat împotriva fascismului și chiar a fost decorată cu crucea Franței. O femeie energică, o femeie modestă și îndemnul ei să dăruim iubire. Cred că spune totul. Mai mult, ce putem spune? Previziunile politice pentru perioada următoare sunt sumbre și analiștii politici susțin că o eventuală întoarcere la monarhie ar mai putea fi capabilă să salveze unitatea țării. Mă doare un pic în suflet, poate n-ar trebui să o spun. Dar mulți plâng acum la ecranele televizoarelor și când regele era în plină forță, nu că aș fi fost monarhist, dar aș fi dorit spre ce dorește poporul, ce vrea poporul, monarhie sau republică. Acum îl plâng și dacă ne amintim în anii 90 când aterizase pe aeroport, totuși și a fost întors. Da, a fost izgonit de Iliescu. Într-adevăr, norii sunt negri deasupra noastră și din punct de vedere, să zicem, economic, se prefigurează o criză mondială. Un al doilea val de criză. Un al doilea val de criză. Se pare că mai puternic decât cel pe care l-am suferit în 2008. Întotdeauna ce mai crește și pe deasupra avem și o situație mai dificilă în zona Mării Negre.
a se vedea evenimentele din Turcia. Vă referiți la situația geostrategică, la poziția geostrategică a României? Situația din Turcia, situația de marginul Mării Negre e foarte încordată, tensiunile sunt mari, n-aș vrea să intrăm într-un conflict la militar. Sau, mă rog, dacă apare un război în Turcia, un val de refugiați se va îndrepta spre Bulgaria, România. Că din fericire, standardul de viață din România a îndepărtat valul de imigranți. Din punctul acesta de vedere, suntem cei mai apropiați. Să știți că lucrurile astea au fost, într-un fel, poate și dirijate. Vom vedea. De o ocultă mondială? Eu nu cred lovitura de stat din Turcia că a fost ceva, chiar un puci, o lovitură de stat, ci a fost mai degrabă ceva aranjat. Între Putin, adică, și Erdogan? Nu știu să zic între Putin și Erdogan, dar Erdogan a avut un... Nu putea să fie plecat din Ankara, lovitură de stat, revine în Ankara, câștigă și în secunda 2 sau în următoarea zi închide, hai să zicem, anumite cadre militare, dar ce avea cu aproape 3.000 de judecători. Și cadre didactice, într-o zi, două, nu puteai să faci lista de la 60.000 arestați sau cât are el acolo. Deci, ce mai putred și, din păcate, Turcia se îndreaptă, se depărtează de statul de drept, după părerea mea. Deși au avut foarte mult de câștigat apropiindu-se de Uniunea Europeană, de europeni, prin civilizația care este, putem vedea Turcia cum arată acum și cum arată celelalte țări asiatice. Dar sperăm să nu se întâmple, deși se tot acumulează tensiuni. E foarte important. Ei, eu am impresia că e un pic și codița rușilor acolo și... Este posibil că dacă ne uităm din punct de vedere economic ce se întâmplă în zonă, să nu uităm că prin Turcia trec anual peste 3 milioane de barili de petrol prin diferite căi, prin conducte, prin asta. Și se îndreaptă spre Uniunea Europeană. Asta înseamnă aproape 30% din consumul Uniunii Europene. Dacă s-ar închide poarta, atunci petrolul trebuie luat de undeva. Provoacă o mare criză în Europa. Și vor crește, într-adevăr, producția din Norvegia, știu eu, Marea Nordului, dar, în același timp, vor crește și exporturile rusești. Exporturile rusești către Uniunea Europeană? Care au fost sistate. Probabil, dacă se întâmplă. După situația din Crimea. Am auzit că luna aceasta se va întâlni Putin cu Erdogan la Moscova. Vom vedea ce se întâmplă. Dar eu sunt cel puțin îngrijorat. Spuneți-ne, să ajungem la economia românească. Ați spus că o nouă criză la nivel mondial și la nivelul Uniunii Europene ar găsi o Românie șubrezită din punct de vedere și hărțuită de luptele interne pentru putere, pentru o putere care... Din păcate în România, România este într-o continuă criză, dacă vorbim așa. Tabloul general se îndreaptă spre o criză mondială, aș putea spune, sunt probleme mari și în Statele Unite ale Americii, sunt probleme mari în Europa, în special în Italia. În ce sens în Statele Unite ale Americii, la ce vă referiți? Spre exemplu, citeam undeva în ziarul financiar zilele astea, peste 6.000 de firme non-financiare au un grad de îndatorare mult mai mare, sau au împrumutat vreo 2.000 de firme, au împrumutat vreo 6.000 și ceva de miliarde de dolari. Deci gradurile de îndatorare a firmelor nu pot duce către un progres. Cum și la noi românii. Împrumutăm de la o bancă, după aia ne ducem să refacem împrumutul cu altă bancă, să renegociem o dobândă, dar pe dezvoltarea ta, ca individ, scopul să-ți stingi datoria. Nu te mai poți dezvolta, suntem un impact. La fel sunt creditele neperformante din Italia, unde au o mare tensiune sistemul bancar din Italia, e acolo. La fel și la noi,
Vedem că tot mai mulți români sunt împovorați. Știți care e paradoxul în România? Deși suntem țara cu cea mai mare creștere din Uniunea Europeană, 4,3% pe primul trimestru, avem cel mai mare exod de forță de muncă din, din țara noastră către Uniunea Europeană. Acestea să vă fie oare motivele pentru care clasa politică din România continuă să se sfâșie? Și a fost nevoie de a apela la acest guvern democrat total impotent? Doamnă, n-aș spune total neputincios. Ce se întâmplă? Să nu uităm, guvernul ăsta a fost numit cu competențe limitate pe perioadă de un an. N-așteptăm mare lucru. Auzeam la televizor și sunt persoane, chiar fost prim-ministru Ponta, vorbea că actualul guvern n-a atras niciun euro. Păi n-a cam atras. Dar poate ne spune domnul Ponta ce a atras el. Păi să am înțeles că ajunsese la un grad de absorbție a fondurilor europene destul să nu vorbească, de ridicat în perioada. Să nu vorbească de toate proiectele începute de celelalte guverne. Să vorbească de ce a început. Și, ba chiar mai mult, în 2012, la aproape un an de când venise Ponta la guvernare, Uniunea Europeană ne-a pus în vedere câteva lucruri. Să ne le facem legea achizițiilor, să ne facem... Dar e făcută. Acum a făcut-o guvernul ăsta. Deci de ce nu se puteau atrage bani? Să ne refacem strategiile? Putem vorbi de o strategie în sănătate? La ora actuală? Sănătatea e praf. Lucrează. Putem vorbi de o strategie în învățământ? La fel și învățământul. Nu avem. Am făcut pe genunchi o strategie în transporturi cu acea autostradă de la București la domnul Dragnea. La Teleorman. La Teleorman, băgați în strategie care era importantă. Uitați, mai avem un an, e Marea Unire și zonele sunt, Moldova e despărțită de țară, când are o autostradă, nu e legată. Deci, n-au făcut aproape nimic. Și acum, de ce nu se atrag banii europeni? Unu, legislația este foarte stufoasă și foarte interpretabilă. Cei care lucrează cu bani europeni foarte ușor pot cade în extrema elată să fie urmărit de DNA. Și atunci omul zice, pardon, ies mai încet. Aici trebuie să găsim o soluție, să dăm drumul, pentru că cine muncește greșește. Să acceptăm. Acum, nu trece cu vederea să zice, domnule, gata, au făcut jaful, au făcut parcul ăla prin București, unde era drumul Tabri sau unde era parcul, aseară vedeam la televizor, cheltuit 18 milioane de euro și parcul după câți bani varză. Ei, nici așa. Să răspundă, dar sunt anumite. Doi, ne trebuie legea achizițiilor. Și aici s-a lucrat pe legea S-a lucrat și mari pași nu s-au făcut, pentru că sub acest guvernant, ministri, secretari de stat, mai sunt ceilalte infrastructura guvernului, directori, șefi de birouri și așa mai departe. Mi se pare că aici se găsește frâna. Care e un beton. Că trebuie spartă asta ca să poți merge să atragi banii europeni. Bine, dar cu ce mijloace să spargi inerția, starea asta de inerție? Păi avem, spuneam cu legislația, avem o lege a funcționarului public care nu-ți dă voie. Poți să spună că nu face un funcționar public și nu poți să-l dai afară. Simplu. Ei, da, la cât sunt de plătiți, de prost plătiți, mai ales în administrația publică locală, este o jale. Aud fenomenul ăsta că prost plătiți. Într-adevăr, așa este. Majoritatea comparativ, au, doar ați fost viceprimarul municipiului, dar majoritatea au minimul pe economie în primărie. Sporurile s-au dus, tichete de masă s-au dus. Dacă comparăm salariile bugetarilor din România cu salariile bugetarilor din Uniunea Europeană, vom vedea că în Bulgaria, care e ca și noi, arată, dacă treci, am trecut acum două săptămâni în Bulgaria și e la fel ca noi, de-aia nici critică lumea românească și bulgară ne-au la pachet,
am spune că sunt mici. Dar dacă comparăm salariile bugetarilor, media salariilor, cu media salariilor de la sectorul privat, o să vedem că sunt mai mari. Categoric. Și m-ați adus într-un punct în care este jale cu jumare. Acum, nimeni nu se interesează de sectorul privat și de ce se întâmplă aici. Pentru că sunt probleme din coace. Dacă ne uităm la copii, au nevoie de mai mulți bani prin spații de joacă, prin sistemul de învățământ are nevoie de bani. Dacă ne ducem mai departe... Sănătate, nu mai vorbim. Sănătate are nevoie de bani. Mai și aia din pușcărie, că au făcut păcatele lor, au și ei nevoie de bani de un anumit standard să de asigurat acolo. Deci este nevoie de bani. Prima problemă în România trebuie să facem acei bani. Acei bani trebuie făcuți prin diferite mecanisme economice. Așa, în primul rând, economia. Să-i pui pe toți la treabă. Doi, organizarea. Dacă vom crea mai multe locuri de muncă, ne vom deschide să vom munci și aici, că părere de rău o spun, dar noi consumăm mâncarea din import. Deci, de ce asta nu ne-o producem? Înseamnă că suntem, și aia care consumăm din import, ați văzut plină de pesticide, de tot, suntem lata de gunoi europei. Luăm ce e mai ieftin. Nu că aia din import ar mânca așa, luăm ce e mai ieftin. Și ce e mai ieftin, asta este. Doi, deci în industrie, în agricultură, industria agriculturii trebuie bani. Acum, banii ăștia, v-am spus, din atragerea fondurilor europene. Păi, ia uitați dumneavoastră un mic exemplu. Foarte bine, se recuperă prejudiciile, știu eu, de la XYZ, care prin dosare penale au de statul român, are de recuperat prejudicii. Dar nimeni nu vorbește că România a pierdut câteva miliarde de euro din bani europeni, care trebuia să fie aici, să-i consumăm, să producem ceva cu ei. Mie mi se pare mult mai, cum se spune, indiferența asta, nepăsarea față de ce se întâmplă. Trebuie să fim mai responsabili aici. Uitat, nu e nicio supărare. Modelul polonez. Polonezul au atras bani europeni. Dar care sunt mecanismele prin care au atras europenii? Poate acolo nu ar fi având un DNA care să ocupe. Să fim cinstiți cu noi înșine. Pentru că dacă prin lege vreau să fac pe fonduri europene bucata asta de drum sau autostradă sau nu știu ce, să reabilitez o clădire, obțin, fac toți pașii, când o scot la licitație, apar acele contestații. Ca să mă ridic aici un pic. Se duc la un an, doi, trei. Cum e asta la managementul deșeurilor, la neamț? Ceva de necrezut unde s-a ajuns. Sunt multe din astea. Și aici trebuie rezolvat problema. O rezolv problema legislativă asta? Nu e cumva, nu numai, ci și Parlamentul? Sistemul ăsta care îl avem noi de legi, întortocheat, să știți că corupția și are izvorul, în primul rând, în lege. Nu în altă parte. Legile, v-am spus, stufoase și interpretabile. Și de aici naște. Și după aia nevoia aceasta permanentă de a lămuri legea prin normele de aplicare a ei, e o nebunie totală și aici. Doi. Deci am spus, este o nevoie de bani către toate domeniile noastre de activitate. Dar haideți să ne uităm acum o altă cale care produce bani, dar trebuie să mai faci încă un lucru. Consumul, cum spunea domnul Ponta, că crescând consumul crește PIB-ul. Așa este, spun eu, dar n-a spus niciodată. Numai dacă consumi ce produci în țară, dacă consumi ce produci afară, ce se produce afară, PIB-ul scade. Dar asta nu-l mai spus-o. Îi spun așa, jumătate de măsură. Ar fi reducerea cheltuielilor statului, cheltuielilor inutile, le-aș numi eu. Reforma în administrație. De ce România are 40, dacă mai punem și sectoarele, încă 6 unități administrative teritoriale? Când Polonia are, dau de exemplu, 10 și vor să le ducă la 8, Germania are vreo 15, Franța iarăși vreo 10, nu știu câte, Marea Britanie... Plus aruncimentele din Paris...
Și așa mai departe. Avem o structură bugetară foarte greoaie. Dacă vom desfința județele și vom face acele regiuni, eu aș spune cel mai simplu să facem regiunile istorice. Moldova, Dobrogea, Țara Românească, Transilvania, Banatul, asta. Chiar și Bucovina, dacă e mai mică, sau putem să poate unim Bucovina, știu eu, cu Maramureșul și Țara Oașului, și așa mai departe, regiunile istorice. Și aș da chiar Ținutul Secuiesc ca regiune. Dând niște legi clare la nivel național, respectă legile alea, sănătatea la neamuri. Deci nu putem. Bine, la noi cea mai mare jale e în domeniul acestei impredictibilități și legislative, și economice, și de unde reticența investitorilor. Păi e un sistem foarte greu. Și Eu am auzit și îmi doresc ca Consiliul Județean să lucreze mai bine anul ăsta, că în ultimii 4 ani, tot sub conducerea PSD-ului, nu s-a făcut nimic. Dar am auzit, dacă e adevărat, dacă nu-mi cer scuze, că președintele Consiliului Județean, proaspăt ales, a spus că Roman nu va da niciun ban. S-au vehiculat în presă, deci, aceste zvonuri, dumnealui însă, întrebat fiind la conferința de presă de acest lucru, a spus că nici pe departe nu poate fi vorba, însă ultima ședință de Consiliu Județean în care au refuzat alocarea celei de-a doua tranșe pentru aparatul de radiologie a creat o mare dezamăgire pentru romașcanii care i-au votat și cei 200 și de mii de locuitori ai zonei metropolitane. S-a preferat să se cumpere un autoturism, niște Ce se zvonește pe cheltuieli inutile, vorbeam de ele, voluptorii și inutile de frumusețare, dar ce ar spune că Romanul dă peste 55% din PIB-ul județului. Chiar asta discutam și ieri la conferința de presă cu domnul primar și spre mândria noastră, bine, avem și noi un soi de patriotism local care este foarte bun. Fica și nepoata mea s-au întors de la Vatra Dornei, care era altă dată perla Moldovei, unde a avut loc un festival de artă urbană. Să vedeți acolo stare de degradare a infrastructurii, mai ales a monumentelor de arhitectonică. Acest festival de artă urbană a avut drept scop un act de caritate de a încerca să pună pe tapet necesitatea reabilitării cazinoului din Vatra Dornei. S-a strâns o sumă considerabilă, frumușică, dar odată întoarsă acasă spunea atât fica mea cât și nepoata mea: domnule, fără intenția de a-l peria pe primar, primarul nostru care este un bun gospodar, dacă n-ai un leurean nu să ți-l cumperi. Acum, ce se întâmplă la Bucovina, eu am o speranță și în Gheorghe Flutur că va face, să știți că e un om gospodar. Dar Gheorghe Flutur e președintele Consiliului Județean acum? Președintele Consiliului Județean. Deci, la Suceava au câștigat PNL-ul Consiliului Județean și am încredere în Flutur. Numai cum arăta Bucovina înainte de a fi el, cu mandatul în urmă, a fost președintele Consiliului Județean. Eu cred că vor rezolva multe din problemele. Să știți că infrastructura în Bucovina, în Suceava, este mult mai bună ca la noi, în Neamț. Și pot să vă spun, numai șoseaua care leagă Suceava de Gura Humorului, Vatra Dornei și așa mai departe, către Ardeal, este o șosea foarte bună. Poate merge pe ea în condiții făcute de pe vremea aia, asfaltul rezistă. Păi, și cea care trece prin Roman, europeanul e 85, este făcut de izraelieni cu 12-15 ani. Tot într-un mandat din asta, dar dacă vă duceți pe șoseaua de la Castelul de Apă către Suceava, o să vedeți că nu mai arată așa bine. Da. Și e 85 care e infrastructură. Mă rog, aici eu cred că județele care au câștigat PNL-ul vor avea de câștigat. Se va vedea o implicare
în problemele care țin de fiecare localitate sau unitate administrativă teritorială, să zicem așa, merg pe ideea de a fi reduse, de a se da posibilitatea. Uitați, Romanul. Are Spitalul Municipal Roman cheltuielile cu spitalul de administrare, de, în afară de salariile medicilor, vin de la bugetul local. Nu în totalitate, da. Vin din serviciile contractate cu Casa Județeană. Dacă facem o statistică, bolnavii din Spitalul Municipal Roman nu sunt nici 30% romașcani. Restul sunt din zonele limitrofe. Cele 27 de comune. Și atunci nu e normal ca să-i faci Romanul, știu eu, să-i dai plasă celelalte comune. Ați spus 27 de comune. De ce sunt 27 de comune? Cu ce mă încălzește pe mine localitatea X, Y, Z? Nu dau niciun exemplu, nu cred că am ceva cu primarul. Că nu-și poate acoperi cheltuielile. Nici cele cu energia electrică stradală. Stradală și salariul primarului nu-l poate acoperi. Și dacă vreți să luați-l Gădinți, Poenari, Pâncești, oricare comune, chiar și Salcna, nu e departe. Câteva comuni sunt care își acoperă cheltuielile, gen Cordun, știu eu, și după aia mai pe la Piatra Neamță Vinești, dacă... Roznovo. Sunt câteva comuni. Da. Și atunci, de ce nu facem o comună? Acum avem sistemul ăsta cu calculatoarele. Poți să transmiți online, oriunde, oricând, la orice oră. Deci nu trebuie neapărat să ai comună în fiecare sat, să ai primărie, să nu știu ce cheltuieli. Haideți să ne întoarcem la economie. Și atunci vom avea mai mulți bani pentru medici, da? Vom avea mai mulți bani pentru deja a intrat de la 1 august, a intrat deja noua grilă de salarizare în medicină, unde este un sistem... Vedeți învățământul de proastă calitate la noi. Și totuși, față de străinătate, este un standard foarte ridicat al învățământului. Discutăm cu toți cei care au plecat în străinătate. Copiii care au plecat de aici, acolo strălucesc. Mediocre aici, în străinătate, strălucesc. Ce nu acoperă învățământul nostru? Creează vârfuri în toate domeniile, și în matematică, și în fizică, și în alte rezultate, la Olimpiadă vorbesc. Dar marea majoritate ai copiilor ies din școală și nu prea știu mare lucru. Este trecut. Nu luăm bârfurile. Noi, deci, grupul țintă este majoritatea tinerilor care termină școala și trebuie să facă ceva. În școală trebuie să învețe două lucruri, după mine, foarte importante. Unu, să știe să facă ceva. Și doi, să învețe să comunice. Aici mă duceți la un subiect foarte tratat în presa din ultima vreme, e vorba de analfabetismul funcțional, că este o nenorocire în asta, jumătate la sută din populația acestei țări, care știe să citească, nu înțelege nimic din ceea ce citește. Lucru extrem de grav. Sunt unii care au scris mai mult decât o citit. Știu la ce face referire. Da. Haideți să ne întoarcem la politica liberală în domeniul economie. Partidul Național Liberal, ca și celelalte formațiuni politice, iată, este în ultima vreme deșirat de lupte interne pentru putere, să se vadă dacă latura pedelistă a încălecat-o pe cea penelistă și așa mai departe. Nu mai putem vorbi de latura. Dacă ne ducem mai departe în PDL, pomeneam pe Gheorghe Flutur. A fost pedelist, dar la origine a fost în PNL la început. Deci, aici sunt speculația adversarilor politici a PSD-ului. Eu cred că mare problemă a partidelor politici ține de credibilitate. Acum, dacă liderii locali, general, la nivel central, de partid, au probleme cu justiția și nu fac un pas în spate, eu zic că au mare problemă cu credibilitatea. Ce credibilitate mare pui un șef de, știu eu, filială sau chiar de partid la nivel național, dacă el este condamnat? Definitiv.
are credibilitate. Bă, aici trimiteți săgeți directe la condamnarea lui noi, Dragnea. Noi, da? în momentul când Dragnea a fost condamnat, erați împreună în USL. Deci... Deci răspunderea penală este o răspundere a individului, nu e o răspundere colectivă. Nu putem deduce. Deci pentru fiecare răspunde pentru faptele lui. Dar credibilitatea asta, odată internă, care lasă de dorit, deci lasă-mă, nu fac chiar așa, dar a fost într-adevăr furt la vot, nu că aș ține cu cineva și nu îndemn pe nimeni, sunt și am participat la toate voturile care s-au dat până acum, dar niciodată n-am furat un vot sau să pun pe cineva să fure un vot și nu voi face asta. Dar ce credibilitate are când se duce în exterior? Băi, vine un ăsta, a fost condamnat la el, dar nu. Bun, haideți să ne gândim la ceea ce s-a întâmplat cu faimosul vot prin corespondență cu alegerea președintelui Iohannis în 2014, cu diaspora care este profund dezamăgită și cu faptul că a fost condamnat, este în cercetare și fostul ministru de externe care s-a ocupat de turul 2, Corlățeanu, iar acum aflăm că în urma acestei legi a votului prin corespondență vor fi mai puține secții de vot decât au fost la alegerile din 2014, pentru care în fond a căzut guvernul și a răspuns. Dragnea, Corlățeanu. Să nu uităm că în Parlament la ora actuală este dominat de PSD. Deci au majoritatea parlamentară. Și dacă spuneați mai înainte guvernul că nu știu ce, că e total, nu știu, neputincios, sau cum ați spus dumneavoastră... Impotent, a zis. Așa, majoritatea parlamentară putea să-l schimbe. Majoritatea parlamentară a dat o lege. Cine a făcut-o, cum a făcut-o, nu știu ce. Greoaie. De ce greoaie? În sensul că individul care este afară trebuie să facă o cerere și o trimită prin poștă, deci nu măcar putea să fie domnule, trimit un mail la ambasada. Și prin mail da, dar mailul acela putea fi desecretizat, e mai complicat cu secretul votului. Este cererea de a-i da de a se înscrie în registrul votanților. Era o simplă cerere. Că nu se trimită prin poștă cu confirmare de primire la ambasadă, că așa e la noi, trebuie să-i trimiți să tai copaci, faci tot copii la dosare și să trimiți prin poștă cu confirmare de primire, că poți să trimiți mail, uitați la multinaționale, nu lucrează cu hârtie de la un compartiment la altul. Lucrează numai cu mail, nu trebuie hârtia. La noi, la interprenii de stat, asta la altă și chiar instituțiile publice, să toacă la hârtie, uitați consumurile numai din aici. S-a trecut actualul guvern, a înființat comisia aia de tăiat hârtie. Ceea ce vrea să însemne o debirocratizare, deci, iată proiect aplicat și la Roman. Sunt sufocate instituțiile publice de arhiv, de atâta arhivă, atâta hârtie. Da, aflată prin subsoluri, prin peste tot. Păduri deci, întregi. Inutil, asta înseamnă toner, înseamnă hârtie, înseamnă... Când ai trimis un mail, și ăla îți rămâne mailul pe o an de zile. Dacă îți salvezi pe diferite servere și așa mai departe, poți să faci orice. Revenind la cei din afară, România se vede într-un fel din România, de aici, din interior, și un alt fel se vede de afară. Când mergi afară și te duci pe o instituție a statului și nu ești tratat cum ești aici, vii în țară, s-a făcut efortul aici la Roma să, domne, să facă programare la buletine prin online, așa mai departe, să facă efortul ca să fim ca afară, să nu găsească... Vrem o țară ca afară, vorba celebrului cântec. Vrem să trăim ca afară, să-și muncim ca afară, nu? Da, munci, dar unde să muncim? Nu, adică să fim conștienți că, domne, cum trebuie făcut afară, unde să muncim? În România? Da, unde să muncim? Discutăm și despre aspectul ăsta. Vă spuneam eu că paradoxul României e că, deși avem țara cu cea mai mare creștere în Uniunea Europeană, avem cei mai mulți tineri care pleacă afară.
Da, dar pleacă tot așa cum am stabilit vârfurile sau cei care ajung să spele bătrânii. Afară, fără a aduce atingere, poate sunt indivizi care au, știu eu, plecați mai demult, dar afară pleacă foarte mulți tineri care au învățământ superior și vom găsi lucrând șofer pe tiruri, șofer pe taxi, chiar barman. Am cunoscut un băiat care a terminat, chiar m-am întâlnit acum zilele astea cu o cunoștință, cu o vecină de-a mea, care și-a luat băiatul împreună cu ea să lucreze în Italia, a terminat arhitectura și lucrează ca magazioner. Da. Ce se întâmplă? Când te duci la un interviu, luăm altfel problema, la un interviu, la o firmă străină, nu-ți cere niciodată diploma. Da, ce îți cere competențele? Cere competențele să te găsești dacă ești bun. Dacă tu corespunzi tiparului care vrea el, portretul care vrea firma aia, îi spui, duci la serviciul de personal, cum zice la noi, sau așa, resurse umane, și dai copii după acte, copii după actul de studii, abia atunci spune. Haideți să vă spun un lucru. Eu am terminat facultatea în 1972. Din 1972 până acum 10 ani, când eu am ieșit la pensie, nu știu dacă am prezentat diploma mai mult de 4 ori, dar nu cred nici atunci. Și atunci am dat o copie după timp, nu am fost la definitivat, am fost la examenele de grad și așa mai departe. Așa este. Bun, ca până în învățământul românesc a început să trece după anul 85, așa, 1985. Pentru că era una să termine liceul înainte de 1980. Adică și alta era să termine liceul în 1980. O serie de cunoștințe de cultură generală solide. Până în anii 1980 terminau cam 10-15% din copiii liceu. Da. După aceea ce l-au generalizat, chiar eu am fost prima promoție cu examenii de treaptă. Când ați terminat? 78. 78 se întâmpla. După aia încet s-a degradat învățământul și învățământul două, ca să ai un învățământ performant, un învățământ bun, ar trebui întâi să ai profesori. Prost plătiți, umiliți? Deci nu mai e. Încă o dată, nu numai plata. Nu. Sunt și sistemul ăsta după 90 de știu, numiri, tot fel de politruci, tot fel de, în diferite funcții de conducere. Zic că, doamne, eu am experiență, că am lucrat ca director 3 ani. El a fost director la un SRL unde era el angajat, singur. Și a trecut acolo funcționat direct. Într-un apartament, da. Păi, în deconcentrate și toate funcțiile astea, când se aleg oamenii, trebuie să pui oameni competenți, când tu corupția e pe primul loc, și incompetența și indiferența la noi. Da, e un om competent, îl pui într-un deconcentrat sau în un anumit post, a lucrat ca manager sau director, dar au avut măcar 10-15 oameni în subordine și au avut în administrare, în pixul lui, a stat un anumit buget. Aș vrea să ne întoarcem la starea economiei la român. Dumneavoastră conduceți o firmă de intermediere și de manageria forței de muncă. Care mai este situația? Pentru că la ora asta dumneavoastră lucrați pentru TRV și pentru mai multe firme, leasing de personal. Asta, ce înseamnă leasing de personal? Recrutare de personal și pune la dispoziție pentru o perioadă de la multinaționale, să le zicem așa. Faptul că forța de muncă a noastră nu este constantă și nu... Atunci ei preferă să aibă un... contracteze serviciul ăsta, pentru că v-am spus, legislația e foarte stufoasă privind angajarea și încheierea și desfacerea. Angajarea de muncă, da. Deci
foarte sus. Și atunci bine, zice, domnule, da, țineți minte că sindicatele au contestat puternic codul muncii și toate guvernele care s-au perindat de la scoaterea acelui cod de muncă n-au reușit să aducă un amendament. Dar, nu știu, eu nu m-aș uita. Bine, contestă sindicatul. Trebuie să văd de ce contestă punctual răspuns la problemă. Dar pe mine nu m-aș împiedica să aplic codul muncii care se aplică în Uniunea Europeană. Păi care e diferența dintre codul de muncă românesc și cel din Uniunea Europeană? Păi vedeți că însuși la încheierea unui contract individual de muncă, la noi se mai leagă, stai să vezi că dacă nu, el nu e bun pe postul ăla, să-i cauți în alt post. Te obligând. Da. Pe când acolo spune la revedere, discutăm despre piața muncii din această vară. Pentru o bătaie de mână și spune la revedere sau ești angajat începând de mâine, de prezență acolo, e foarte simplu angajarea și dezangajarea. Pentru că interes, credeți că orice angajator e interesat să-l dea pe om afară sau să-l... El e interesat să facă profit. Și omul ăla care vine la el să muncească. Da. Dar dacă el vine și începe să spună, domnule, mă duc la cam ședințe de aia, cam aia la altă, dar știi asta, da, aia la altă. Încet condițiile de muncă se apropie. Uitați-vă în TRV, uitați-vă în multinaționale, asigur condiții de muncă de afară. Haideți să ne gândim la multinaționala de la ArcelorMittal. Să cunoașteți foarte bine situația de acolo. Acolo nu mai s-a profitat, s-a stors din această societate fără să se investească. Ce a fost înainte de privatizare, după privatizare, societatea îmi pare rău. Eu am lucrat 20 de ani în fabrica de țepi din Roman. Și ce inteligență inginerească era acolo. Era, dar politică personală după mine destul foarte de... Foarte proastă. Proastă. Bun, dictată, externalizarea profitului sub diverse inginerii asta, financiare. Asta o fac ca, să zicem, toate multinaționale, dacă nu știi să ai o registrație, dacă tu schimbi datele probleme de la o lună la alta, atunci el pleacă în altă parte, mod prin diferite inginerii. Da, da, haideți să ne gândim la interesele care existau atunci. Un Mușatescu, cred că ar fi, dacă nu se ducea în groapă, cred că ar fi împușcat de mult, ar fi înfundat de mult pușcăria pentru modul în care a realizat privatizările în România. Lipsa de transparență, interesele de grup și politice care au dus, înțelegerea dintre Năstase și Tony Blair care au dat Mittalul pe nimic. Nu, mă rog, aici e tot... Adrian Năstase era... Da, a dat la schimb, a fost prețul intrării noastre în Uniunea Europeană. A fost, la preaderare. Nu, Uniunea Europeană, internațională, socialistă. Uniunea Europeană se intră mai... mai târziu. Dar n-a fost ăsta, mi se pare că a fost prețul preaderării noastre. Nu preaderare, a fost internațională, socialistă a intrat aici, cu traficul, acelui lobby al lui Tony Blair. Anii 90 spunea, nu ne vedem țara. Nu ne după vedem țara. Ne-am vândut-o la bucățică. Pomană. La șurub. La... De pomană. Uitați privatizările. Au fost făcute cum au fost făcute. Cu diferite. Mă rog, nu mai răspunde nimeni. Ba chiar mai mult combinatul de la Graț a fost spându prin lege. Ne va aproba că nu mai poate întoarce nimeni. Dar vă dau un alt exemplu. România are... aproximativ 10 milioane de hectare teren agricol. Mai mult de 5 milioane sunt vândute. Străinilor. Și aici n-au mai vândut statul. S-au vândut oamenii. Da, deci n-au mai putut să facă lipsa față. Lipsa de educație sănătoasă. Să iubești legătura, afară, da, legătura nu, cu pământul. Să ai, știu eu, interesul, să, forțele, relații de producție, forțele de producție de asta, nu le avem. Pentru că am vândut mai mult de jumătate din pământul arabil al României, pământul cel comasat, și aici mă gândesc la câmpia de vest a României, câmpia de sud, câmpia... Da, ascultam zilele acestea o serie de
interpretări ale analiștilor politici referitoare la degradarea solului. De ce suntem acum atât de intoxicați, chiar în plan intern? Folosirea excesivă de pesticide, pentru că în condițiile unei secere, nu știu dacă este naturală, nu știu dacă este provocată, mai nou se spune că ar fi provocată seceta asta, a distrus calitatea solului românesc. Acum, și ei spun, agricultorii spun că nu, pământul mai poate produce decât dacă e stimulat cu pesticide. Mă rog, aici nu știu, nu sunt specialist în agricultură, dar nu cred varianta că seceta e provocată. Seceta e provocată de noi, că am tăiat păduri, le-am tăiat rejeri, vedeți, mergeți cu... Am distrus sistemul de irigații. Nu mai vezi un copac, uite, stă, că nu mai vezi niciun copac. Da, și am distrus sistemul de irigații. Sistemul de irigații l-am distrus, deci, practic, ne-am făcut-o cu mâna noastră. Și ce mă doare că nu au fost niciodată bani ca să așez lucrul și să spui, băi, fraților, uite care e chestiunea. De acord, avem un anumit nivel de trai, un anumit bagi bani în consum. Vorbiți de rectificarea asta a bugetului, dar haide să ne așezăm și pentru ziua de mâine ceva. Ei, și dacă noi măcar ce aveam, păstram, nu degradam, nu furam, nu vindeam, atunci eram departe. Nu mai spun că fiecare an trebuia să avem, nu știu, câteva sute de mii de hectare irigabile. Apoi, vedeți că perioada vara ne spune că e secetă, iar iarna înfundă drumurile. Nu, dar și perioada asta de secetă vin după perioade de inundații. Păi ce am avut în primăvara asta? Am avut inundații cât au cuprins. Păi ca acum să ajungem... Dezechilibrile ecologice. Dezechilibrile majore asta. Tai copaci, îți apare inundații. Că la o ploaie mai mare, fiecare ac de brad ține picătură de apă. Și când un brad destul de tânăr, ține peste un metru cub de apă. Da, păi, iată că s-a ajuns, a scăzut la o pantă de 40-50 de grade, a scăzut pânza freatică în, așa încât începând de la 1 august compania operatorul județean de regional de apă și canalizare Apaseni a fost nevoit să sisteze furnizarea apei pe timp de noapte ca să poată acumula cât de cât în pânza freatică, o rezervă de apă. Se spunea că într-o oră se pot acumula aproximativ 15-20 de metri cub de apă și se consumă 40 metri cub pe oră. Ei, cât se consumă real de aici? Păi asta spuneau și ei să nu, nu știu dacă pierderea, că nu că e vorba de cele două localități care sunt recent acordate acolo, n-au cum să fie pierderi, nici la Horia, nici la Ruginoasa, nu sunt intrate acum pe sistemul nou. Da, dar sunt pierderi în orașe unde pompezi, câtă apă se pompează de la pierderile în orașe sunt de 50, la Piatra Neamț 55, la noi vreo 50%. Deci aici trebuie rezolvată problema investițiilor. Vă spun că sunt multe de bani. Toată lumea cere bani. Banul învârte pământul, nu? Banul învârte, se învârte totul în jurul banului. Dar cu apa cred eu că trebuie făcut în primul rând acele pierdere de copaci. Le începuse Bietu Culiță, Tărâță, județul Neamț. Aici trebuie un nivel național și au fost inclusiv fonduri europene de preaderare și chiar după aderare au fost pentru acele pierdere. Erau ligeri în lungul drumului, mai ales drumul care traversează de la est la vest. Aveau spre partea de nord o ligeră de salcăm. Pentru că salcămul avea un rol de a apăra la viscol,
plus rolul insectelor de polenizare a lanurilor de grâu, albina, de să știți că de albina, dacă nu mai avem albine, înseamnă că nu mai calcă nici piciorul de om. Omul dispare. Dacă a dispărut albina, dispare și omul. Și nu vedeți folosirea excesivă a pesticidelor influențează dramatic și apicultura. Agricultura asta e intensivă, nu duci prea departe, dar dacă produci producția agricolă calculată bine, nu trebuie, nu ai nevoie de atâta insecticide și atâtea. Deci, da, dacă ai grijă să păstrezi calitatea solului. Puține insecticide și erbicide și așa mai departe, dar mai vedeai pe câte un creștin cu sapa pe câmp. Acum mai vezi pe cineva? Da, nici nu mai pe cine vedea, că la 80 de ani săraca țață Ileana nu se mai duce ea la prășit. Atitudinea față de muncă s-a schimbat mult? Da, aș vrea să aduc în discuție, cred că mi-au mai rămas vreo 10 minute după aprecierea mea, să aduc în discuție un alt subiect care mi se pare fierbinte. Ce părere aveți de jaful imobiliar din ceea ce înseamnă imobile ale statului, ne referim la capitală. Dimineața ascultam o știre potrivit căreia PPS a scos la niște prețuri ridicole, absolut ridicole, imobile de cea mai bună calitate situată în zonele cele mai scumpe ale Bucureștiului. Ăsta, dar cert este un lucru. În anii 90, aici iarăși revin la regimul Iliescu, când proprietatea trebuia stabilită atunci. Dom'le, ce-i proprietate privată, ce-i proprietatea statului? Aia privată, s-o dăm, facem pași, s-o dăm către cine e în drept. Nu știu eu dacă cineva dintre noi ar avea o casă, știu eu, în București sau nu știu unde, și ar fi mândru să spun, las, că ce, dacă stă Iexulescu sau Iexulescu, RAPS, mi-au luat RAPS-ul și stau acolo. Nu știu cât este. Și de aici s-au dezvoltat, după mine, întreagă mafie, au prin procesele care au fost intervenții la tâmpenii aceia cu drepturi litigioase, a fost o golăneală enormă. A apărut o serie de indivizi care s-au dus și au cumpărat drepturi de proprietate. La litigioase, drepturi de proprietate. Unde era o neînțelegere. Aici, Dumnezeu cu mila. S-au dus toate în toate direcțiile. Ca să vorbesc așa, nu pot să spun, este varză, pentru că legea permite să fie legea au făcut-o politicienii și nu altcineva. Politicienii. Aș vrea să ne întoarcem la situația de la Roman a economiei, ce se mai întâmplă la Mital, ce se mai întâmplă la TRV, la Grana, cam astea au rămas, că în restul... Nu aș putea să vă spun date din interiorul lor, pentru că nu fac parte din conducerea lor, sau nu fac parte din sistemul lor. Dar ce văd, TRV-ul își vede de treabă, a ajuns încet ajunge spre 2000 de angajați, cât au norma, vor ajunge la 2000 și ceva. Mitalul are probleme mari. În ce sens are Mitalul probleme mari? Pentru că unul nu... piața încă nu-i deschisă. Cererea de ceapă pe piață e foarte mică. Asta e prima problemă. Și după aia vin celelalte. Deci atât timp, acum gorile rele vorbesc, n-am așa, dar foarte multă ceapă chinezească a intrat în România. Deci ca un paradox așa. Pe ce filieră? Pe ce filieră? Importuri și oțelurile de acolo, mă rog, din dezvoltarea relațiilor în timpul regimului Ponta. Iar ați politizat, m-ați dus la... Păi vedeți că... greau moștenirea lui Ponta. Nu, pentru că n-a dus o politică de susținere a economiei românești, chiar dacă este un capital străin, în cazul Mitalului. La Grana, cred că au probleme cu seceta, pentru că nu doar cu seceta au acolo probleme și cota de zahăr impusă de Uniunea Europeană și... În teorie, cota asta e impusă de zahăr și
Nu cred eu că asta, dar seceta, să știți că seceta e principala lor problemă. Nu. Asta produc, România producea zahăr înainte de 90, cam câte fabrici? Avem vreo 30-40. Da, acum mai avem, că e vreo 5, dacă avem 5. Dacă mai avem vreo 5. Așa că nu cred eu că cota impusă de Uniunea Europeană. Trebuie să dăm zahărul. Bun, și mai simplu prețul zahărului. Haideți să ne gândim noi că dacă la raft, la ora asta cumpărăm zahăr cu aproape 3 lei, cât pleacă el din fabrică? Deci, mi se pare și ce face el de la pentru că consumul tarlau până la raftul meu. Păi, dar v-ați gândit vreodată consumul de zahăr este mic? A scăzut și datorită politicii. Și asta duce la un preț jos. Schimbarea regimului alimentar. Dacă tot ați pomenit de raft, ne ducem mai într-o parte în magazin și vedem că toate gemurile, dulcețuri, compoturi sunt produse prin Bulgaria și prin alte părți, nu la noi. Ei, aia dacă produc așa ceva și ne dau nouă, consumă zahăr de la ei, nu de la noi. Și aici teoria cu lanțul scurt ține și nu prea ține. Mie mi-e teamă că din cauza scurtimii lanțului ăsta o să avem rafturi goale. Și asta e drept, că avem lanțul, pentru că producția internă, producția internă e mică. Noi trebuie să venim, să încurajăm producătorul român. Funcționează un pic în luna iulie, august, dar după aia? Te mai duci septembrie? După aia vedem, ajunge kilogramul de carne de porc, știu eu, la Crăciun mult, dacă nu se importă carne din Germania și din Polonia. Care e perspectiva Mitalului în perioada următoare? Cred cu câte locuri de muncă au mai rămas ei? Nu știu exact, sunt câteva sute. De până într-o mie? Până într-o mie, pare că. Dar Mitalul va reveni în momentul când piața de ceabă va reveni. Aici are vreo importanță ceea ce îmi spuneați la începutul emisiunii, depinde de ce se va întâmpla în Turcia? Păi depinde și de ce se va întâmpla în Turcia, pentru că dacă în Turcia apare ceva fierbinte, vă spuneam eu că intră zilnic 3 milioane de barili, tranzitează prin Turcia către Europa. Aproape 30% din consumul. Și n-ar fi asta o oportunitate pentru noi, pentru România? Poate pentru, nu știu dacă e o oportunitate pentru noi, pentru că au avut grijă unii să vândă rezervele de petrol și gaze ale noastre. Asta e Tăricianu care le-a ține în minte și... Nu, Tăricianu a vândut tot, Adrian Anastasă. Tot Anastasă le-a vândut? Da, Adrian Anastasă a făcut, mă rog, asta, în timpul lui, nu că el le-a vândut, dar în timpul lui. Da. Va fi o creștere a prețului petrolului, dacă va fi o creștere a prețului petrolului, va crește investițiile din zona petrolului. Deci știți că... Și cam cât timp vedeți această creștere? Câteva luni. Vor extrage mai mult petrol prin alte părți. Dar acum avem certitudinea că vor lua țeavă de la noi și nu din altă parte. Da. Care e concurența noastră numărul 1? A romanului vorbim. A romanului concurenți au și la cehi un combinat unde fac țeavă. Mai modern ca a nostru? Nu chiar mai modern. E chiar cu țeavă mică până la 10 țori, dacă nu mă înșel o memorie, nu prea știu așa multe, dar cel mai puternic concurent al nostru rămân producătorii țeavă asiatici. Da, da, aici țeava e de foarte proastă calitatea aia care vine din China, ca toate chinezările. Toate chinezările, așa este, și oțelul este cum este, dar de-aia și lucrările țin atât de bine, pentru că se merge pe prețul cel mai mic. Altă mare inepție. Asta mergându-se pe prețul cel mai mic, deci, doamne, asta e. Și ce dacă ai un copil și vreau o pereche de pantofi? E cei mai ieftin. După două săptămâni nu mai are pantofi. Deci, băi, da, ți-am cumpărat, hai, ca să mai cumpăr. Ia tot o pereche mai. Astfel că cheltui într-un an de zile mai mult decât a lua o pereche de papuci bună. Ce părere aveți despre faptul că România, respectiv partea de sud a României, a pierdut la Tribunalul Economic Internațional, nu știu unde este, la
Haga sau unde este în economic internațional? Curs de arbitraj. Sunt datorită, cred eu... Da, au pierdut procesul între Enel, se cheamă în Sud. Înainte de a trece în proceduri de instanță sau nu știu, sunt curțele de arbitraj economic. Ei, se pierd datorită modului care sunt făcute contractele. Au făcut niște contracte total dezavantajoase pentru noi. Când parcă... place contractul, zici, domnule, îți bag clauza asta, îți bag asta, îți bag asta. Și eu trec un preț aici frumos, dar îți bag niște clauze încât nici 10% nu îți acoper prețul. Domnule Ghica, dumneavoastră sunteți unul din oamenii care la un moment dat l-ați adus și la Roman pe soțul Alinei Gheorghiu, era atunci secretar de stat ISAR. Ministru la IMM-uri. La IMM-uri. N-a făcut mulți politici acolo, a plecat foarte, foarte repede. Iată că acum apare în discuție pentru un post de vicepreședinte la Banca Națională. Deci l-am cunoscut la Mansula Roma, nu ne-am mai avut câteva întâlniri cu Lucian Isar. Este un, l-am văzut de multe ori la televizor, băiat bine pregătit, un tânăr, vedeți că despre așa tineri trebuie vorbiți în politică, care să tineri... Da, da, Alina Gheorghiu a spus că îl va ține departe de ițele astea politice de acum. Eu cred că e un individ care poate face față oriunde. N-a făcut mulți furici, cum spuneți dumneavoastră, dacă nu mă înșeală, pe ori a fost și undeva pe la Otopeni. Dar și l-a scos din joc tot Victor Ponta. Pentru că dacă îți faci datoria, cred eu, în România, în multe domenii, și de, așa... Cât a stat el la Ministerul IMM-urilor? Nu știu, da, și ceva, doi. Ne-a ajutat atunci, a fost la întâlnire de la Iași, în primul rând, cu secretar de stat, când a venit domnul Gaus prin vicepreședinte al Consiliului de Administrație a bordului de la Detroit din Statele Unite ale Americii, cu impresie bună, plăcută, s-a discutat acolo timp o oră, două, știu eu, la masă, era un meci tipul campionatului european de fotbal de acum 4 ani. Era în seara aia meci de fotbal Germania cu Italia și era și un italian și un neamț la masă. Mă rog, personal mi-a făcut o impresie bună și consider un om pregătit pe Lucian Isar. Dar îl puteți urmări de câte ori apar la televizor, nu vorbește pe din afară, nu... Da, e foarte bine documentat. Este un tânăr, nu știu, că, să zic, are 40 de ani, cam așa. Da, cam așa în jurul ăsta. Cum vedeți sfârșitul lui 2016? Sper să fie cu liniște și pace. Bun, dar economic la pământ. Ce facem? Mai avem nevoie de o nouă tranșă de la Fondul Monetar Internațional? Nu știu să vă spun asta. Cu liniște și pace și Partidul Național să câștige în alegeri. Dacă Partidul Național nu câștigă în alegeri, problemele se complică pentru români. Și chiar pentru... Partidul Național cu Băsescu la cârmă? Nu, forțe de dreapta. Nu știu dacă Băsescu la cârmă, nu cred. Dar orice e posibil, nu spun, n-am informațiile ca să zic bine Băsescu, nu, cârmă vă referiți probabil prim-ministru. Își dorește dânsul. Personal, să știți că comparativ cu alți prim-ministri, Băsescu a fost un om politic care... nu prea venea nepregătit la o întâlnire. Mai ales la o întâlnire programată. Suficient de viclean ca să... Iar dacă era nepregătit, făcea acel râs al lui, și schimba subiectul. Dar nu se băga, știu cum s-a băgat, iarăși că îl pomenesc pe Ponta în discuții cu el. A căzut... Da. Mă rog. Deci, de ce spun că Partidul Național Liberal, forțele de dreapta sunt cele care pot să scoată dintr-o criză? România este în criză, major, chiar dacă are acea creștere economică, vedeți, e cea mai mare din Uniunea Europeană, dar e cel mai
puțin simțit în creșterea nivelului de trai. Pentru că este o creștere bazată pe multinaționale. Care aici, au interesul să-și ducă, să-și externalizeze profitul, să-l ducă în țară. Haideți să fim serios, nimeni nu face acte de bravură și acte de nu știu care, dar concepția, cel care concepe produsul și are marketingul produsului, ăla câștigă cel mai mult. Câștigă și da, forța de muncă. Dar noi în societăți, spitalul, unde avem concepția produsului și chiar marketingul, chiar dacă este capital străin, încet e în jos. De aia nu simțim poate creșterea economică în creșterea nivelului de trai. Previziuni pentru economia romașcană până la sfârșitul anului? Până la sfârșitul anului, eu cred că în Roman sau vor mai pune, cum spunea și domnul primar, vor mai apare agenții economici și agenții economici de mari în Roman. Sper să apară. Lucrăm la așa ceva împreună cu el. Chiar lângă TRB, pe lângă TRB? Și pe lângă TRB și pe din TRB, să știți că și alții. Nu-i bine să discuți înainte de a se concretiza ceva. Indicațiile sunt să nu discutăm de la sală, dar ar fi un centru de logistic mare lângă Roman, pentru că avea nevoie de o suprafață mare de teren. Roman nu putea să acoperă, dar va fi lângă Roman. Vorbiți pe linie MAPN, pe linia armatei, nu? Nu, pur economic. Pur economic. Da, vă mulțumesc tare, tare mult, domnule Ghica, pentru expertiza de care ați dat dovadă în această emisiune. Stimați spectatori, rămâneți în continuare pe Roman24 online. O zi bună!